E din ce în ce mai greu să produci semințe. Semnalul de alarmă vine de la cercetătorii legumicol buzoieni, care analizează de ani bun ce efecte are seceta în grădina cu legume. Doctorul Florea Burnic este secretar științific al stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru legumicultură Buzău. Intervine imediat cu recomandarea necesară, astfel încât să înțelegem măcar acum mesajul din anii anteriori, care spunea așa: dacă avem și o palmă de pământ, și pe aceea să o cultivăm. Iată cum. Dacă nu adaptezi tehnologiile la ceea ce întâlnești afară, deci la condițiile de mediu, la vreme, vremea de afară, riști să pierzi producția de semințe. Fructe poate vei avea, dar semințele vor fi din ce în ce mai puține. Așa că, de aceea suntem aici și acum, mă minunesc și eu că de-a lungul timpului, în atâția ani de activitate, am trecut prin diferite etape, iar din 2005 încoace ne adaptăm la această lipsă, să spunem, a apei, secetă pedologică și ars și ță atmosferică. Așadar, seceta îngreunează producerea de semințe de la un an la altul. Stațiunea legumicolă buzoiană se află acum în plin sezon de vânzare a semințelor de soiuri autohtone. Revine doctorul Florea Burnichi. Vom avea de oferit și anul acesta cultivatorilor, fermierilor, producătorilor privați atât semințe cât și răsadurile cu care au fost obișnuiți și cu care i-am obișnuit de atâția ani de zile, cu biodiversitate. Trecem acum spre câmpie. Stella Zamoiu este o țărancă simplă, are o bancă populară de gene cu sute de soiuri de legume. Iată ce spune că a observat când vine vorba despre producerea de semințe pe fondul secetei. Eu la toți le spun, vă rog frumos, păstrați semințele, nu știm ce vremuri ne apucă, ce vremuri vin. Vă spun ce spun specialiști. Și o să, dacă ai în grădină, în curtea ta, o sămânță ți-o pui, dacă nu ai, nu ai. Dar lumea nu înțelege, zice, doamna Stella, dar prefer să o iau de la dumneavoastră, că știți cum să le cultivați, știți cum să... Dar de ce să mai mă chinui eu? Tot din cauza secetei, că pentru că odată ce nu ai nici productivitate prea mare, nici terenuri foarte mari n-ai să poți să mai pui. Pui în limita a câta sămânță ai. Nu, dar dumneavoastră observați asta de la o plantă, spre exemplu. Da, obțineți din ce în ce mai puține semințe? Da. Am observat. Am unele soiuri de roșii care îmi produc mai puțin din an în an, dar nu știu de ce. Pentru că au aceeași picătură, au aceeași... Să știți că eu în grădina mea nu lipsesc florile, busuiocul, toate plantele companion, ca să poată, e limba mielului, care este o plantă meliferă, care este prima care aduce albinele în grădină. Este curtea plină de, nu mai scap de această limba mielului, la ea se mănâncă și frunza, are gust de castravete și floricelele acelea mici albastre. Și e bună în diete pentru doamne, pentru doamne să fie un pic mai suluiete, da. Dar trebuie să fie, pentru că voi vedeți dumneavoastră aceste, cum să vă spun eu, erbicidări ale pământului, ale câmpului, ne strică rolul albinelor. Reținem așadar semnalul de la Buzău. Este